Noapte de iulie, de Alexandru Macedonski. A început din nou să-mi fie dor de dulce fericire. Văd că-mi trece tinerețea, văd că anii mi se duc și mi-e sete de plăcere și mi-e sete de iubire, însă umbrele visate nu se poate să le apuc. Numai aurul, el singur, îmi lipsește în astă lume. Numai el, dar fără dânsul, sunt un biet neputincios. Care suflet de-al meu suflet, care nume de-al meu nume, s-ar lipi să ia povara unui trai sărăcăcios. Pică plâns al tinereții pe un sân ce nu palpită. Ai avut cu ce să-l cumperi, e al tău până în zori. Veștejește-te-a mea buză pe o buză veștejită și tu, suflete, visează că adun cerești comori. Însă tu, o, poezie, cu manteaua ta regală, îți acoperă vederea, fugi în colț întunecos. Prin fereastră mă fixează luna rece și spectrală, ca un doctor ce se uită la un chip de ofticos. A, desigur, masca blondă avea astfel de privire, când pe țărmurile de aur ale lacului Leman surâdea printre frunzișuri la întâia mea iubire. Vis mai lung decât un secol în cuprinsul unui an. A, desigur că în noaptea ce-n trecutul vieții mele e însemnată cu roșeața simțămintelor din tâi, dacă ea privea prin geamuri printre pulberea de stele, nu venea cu un zâmbet rece lângă caldul căpătâi. Poezie, poezie, ai dreptate totdeauna, dar fiindcă simt și astăzi că rămas am tot al tău, dă-te rog în jos perteaua, ca să nu mă vadă luna, roag o calea să-și urmeze, voi să scap de ochiul său. Zi să meargă pe oriunde e suavă fericire, să-și încarce aer rază cu al florilor arom, să zâmbească voluptății ce se naște din iubire, dar să uite pe oricine, a uitat că este om. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Vă rugăm să-i susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!